Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru joi 7 ianuarie. La mulți ani tuturor celor care au numele de Ion, Ioan, Ioana, Ionel, Ionela. Vă doresc să aveți o zi minunată și acum hai să scoatem cărți pentru energiile acestei zile de 7 ianuarie pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow, niște cărți foarte frumoase, toate sunt cărți pozitive, o să fie o zi minunată pentru toată lumea. Hai să le luăm pe rând. Pe partea de dragoste avem aici Prințesa de Inimi, o energie foarte frumoasă, foarte onestă, foarte sinceră și cu foarte multă dragoste în ea. Pentru cei singuri, dacă apare în viața voastră astăzi o persoană care vă face o ofertă de dragoste, puteți să aveți încredere în această ofertă. Vine cu foarte multă sinceritate și cu sentimente foarte adânci. E posibil să vi se pară ușor imatură această ofertă de dragoste, dar să știți că acest lucru este un lucru pozitiv, pentru că această persoană, tocmai prin această imaturitate emoțională, vă demonstrează că lucrurile stau exact așa cum vi le prezintă, pentru că nu vă poate minți această persoană. O persoană foarte sinceră, foarte onestă și dacă cumva vreodată o să încerce să vă mintă, o să vă dați seama imediat, pentru că nu ies lucrurile. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată și nu aveți gânduri de a vă schimba partenerul sau partenera, lucrurile sunt foarte frumoase aici. Astăzi aveți ocazia să aveți un nou început emoțional, sentimental, împreună cu partenerul sau partenera voastră. Pentru o parte dintre voi, acest nou început vine cu vestea unui copil. Pentru o parte dintre voi, este inițiat de partener. Pentru o parte dintre voi, s-ar putea să trească să-l inițiați voi. În orice caz, orice nou început emoțional, orice nou început în dragoste care are loc în această zi este foarte, foarte bine aspectat. Va fi foarte armonios, foarte echilibrat, foarte sincer. Nu o să aibă intenții ascunse și o să vă umple inima de fericire. Hai să vedem acum pe situația de sănătate. Aici avem o arcană majoră, carul sau fetonul. Cartea care în tarot reprezintă zodia racului. Lucrurile sunt foarte bine aspectate aici pentru raci sau pentru cei care aveți un medic, un terapeut în zodia rac. În orice caz, pentru toată lumea, lucrurile se îndreaptă cu mare viteză către o direcție foarte pozitivă pe starea voastră de sănătate. Azi e ziua în care vă luați în mâini frâiele vieții voastre, a sănătății voastre și vă direcționați acest car către o stare de sănătate mai bună, mai echilibrată, către un corp mai robust, mai puternic, pregătit să facă față la orice o să vă pună universul în cale de acum înainte. Carul este și o carte karmică, dar spre deosebire de celelalte cărți karmice, care vin cu un rezultat pe care noi nu mai putem să-l influențăm, aici carul este acel moment în care soarta ne pune în față posibilitatea de a ne schimba karma din trecut. Prin urmare, e foarte important ca toate deciziile pe starea voastră de sănătate care le luați astăzi să le și duceți la bun sfârșit, pentru că lucrul ăsta o să vă schimbe sănătatea pentru totdeauna. O să vă ofere longevitate, stabilitate și sănătate până la adânci bătrâneți. Dar e important, începând de astăzi, să faceți schimbările necesare, să faceți acțiunile necesare, să fiți conștienți că drumul va fi lung, va avea suișuri și coborâșuri, dar merită. Merită să ajungeți la finish line, merită să depuneți acest efort. Mare atenție la toți cu nivelul lichidelor din organism. Vine aici o posibilă retenție de apă, care poate fi contracarată cu ceaiuri, cu diverse metode naturiste. Bineînțeles, asigurați-vă că orice remediu naturist luați, orice terapie alternativă aplicați, nu contravine cu o problemă de sănătate. Da? Tot timpul e foarte important să vă consultați aici medicul. Asigurați-vă că vă hidratați suficient astăzi și dacă puteți, încercați să faceți fie o baie caldă cu sare, fie că aveți un bulgăr de sare sau săruri de baie sau chiar și sare de bucătărie puteți să puneți în apă,
dar să puneți așa un pumn, doi pumni, o să vă ajute foarte mult. Sau cel puțin niște dușuri calde, dacă nu puteți, dacă n-aveți o vană, dacă n-aveți o cadă să faceți o baie cu sare. Cel puțin niște dușuri calde sau, iarăși ar putea să vă ajute astăzi, niște băi de picioare cu apă caldă și sare, da? Vă faceți într-un lighean, vă puneți apă caldă, să nu fie fierbinte, că nu vreți să vă provocați arsuri, niște sare de bucătărie, tot așa un pumn, doi pumni sau săruri de baie, uleiuri aromatice, orice considerați voi că v-ar face să vă simțiți mai bine, dar lucruri care sunt plăcute pentru voi și oferiți-vă acest moment de relaxare și de grijă pentru corpul vostru. O să vă ajute să vă detensionați și să puteți să dormiți mai bine la noapte. Pe situația de bani, carieră, situație financiară, avem aici nouăle de inimi. Astăzi vreți să vă afișați toate trofeele, sunteți foarte mulțumiți de ce ați reușit să obțineți până acum și vreți cumva ca toată lumea să știe de această mulțumire, de această împlinire a voastră. Lucrurile stau foarte bine pe partea asta de bani, situație financiară, atât pentru cei care sunteți angajați, cât și pentru cei care sunteți antreprenori. Lucrurile sunt ok, mai ales pentru cei care activați în domenii legate de comerț, import-export. Lucrurile sunt foarte bune pentru voi astăzi. Mică parte dintre voi s-ar putea să primiți un bonus sau o mică mărire de salar, ceva ce va duce foarte multă împlinire aici din partea asta de carieră. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să aflați că o să primiți mai multe dividende, dar o să fiți răsplătiți mai bine decât vă așteptați pentru niște investiții care le-ați făcut în trecut. Pentru cei care vă gândiți la ce investiții să faceți pe anul acesta, în 2021, Nouăle de inimi este o carte din suita de apă. Toate companiile legate de îmbutelierea apelor minerale, a sucurilor, de orice lichide, băuturi alcoolice, nealcoolice, parfumuri, toate sunt foarte bine aspectate și poate să vă aducă mari beneficii. De asemenea, comerțul este destul de bine aspectat aici, importurile, exporturile sunt bine aspectate, mai ales dacă e vorba de unul dintre domeniile pe care le-am menționat mai devreme. Per total, o zi foarte frumoasă și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când o să amestec eu cărțile, vă reamintesc celor care nu ați văzut încă etalările pentru anul 2021, sunt făcute pentru fiecare semn zodiacal în parte. E important să vă uitați atât la zodia voastră, cât și la semnul în care aveți ascendentul sau luna. Am făcut câte un video pentru fiecare zodie în parte, sunt cam de 30 de minute. Le găsiți la linkul acesta, acolo găsiți toate videourile. Lăsați-mi în comentarii dacă vă regăsiți în aceste etalări. Le-am făcut pentru toate lunile anului și am clarificat pentru dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Este o analiză destul de detaliată a acestui an. Și acum hai să vedem cardul de înțelepciune care a ieșit pentru această zi. Am un potențial nelimitat. Un mesaj foarte frumos. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Da, iarăși un mesaj care continuă ideea din cardul care a ieșit ieri. Este foarte important să vă iubiți întâi pe voi înșivă și pe urmă să vă așteptați la dragoste, iubire și apreciere din partea partenerului. E foarte important să aveți grijă de starea voastră de sănătate. Este foarte important să vă respectați în primul rând pe voi înșivă și de-abia apoi puteți să vă așteptați ca și partenerii voștri de afaceri, colegii, prietenii să vă respecte. Și e foarte important să vă controlați acest dialog intern care are loc în mintea voastră în fiecare clipă, în fiecare zi. Fiți proprii compozitori ai sunetului de fundal care vă însoțește această viață. Compuneți o simfonie frumoasă ca muzică de fundal pentru viața voastră, care să vă ducă pe culmile succesului. Puterea este în mâinile voastre, aveți liberul arbitru, aveți ocazia să faceți modificări în viața voastră, vin lucruri foarte frumoase și pe dragoste și în carieră, în sănătate, puteți să vă schimbați karma odată și pentru totdeauna. Puteți să vă eliberați de orice boală. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!